FCM Dunărea a terminat dezastruos sezonul la fel cum l-a și început. Echipa gălățeană a fost învinsă de Săgeata Năvodari și de Sportul Studențesc în ultimele două etape. Înfrângerea suferită în fața bucureștenilor a lăsat însă urme adânci. Într-adevăr, din păcate, ne-am pliat perfect pe tezile lui Marfi. Ce începe prost, termină și mai prost. Am început campionatul cu înfrângerii și, din păcate, l-am terminat tot cu înfrângere, o înfrângere rușinoasă din punctul meu de vedere, nu atât prin prisma faptului că am întâlnit o echipă foarte tânără, cât datorită modului de a aborda jocul, fără niciun fel de concentrare și atitudine care să dea speranță că acel joc poate fi câștigat. Din punctul meu de vedere, jucătorii au dat dovadă de totală lipsă de profesionalism, intrând pe teren deranjați de faptul că sunt întrerupți și chemați din vacanță. Zvonurile legate de așa zisul non-combat al Dunării sunt spulberate de Auraș Brașoveanu, care spune că doar mentalitatea jucătorilor a dus la rezultatul înregistrat în fața Sportului. Domnul Gică Popescu a dat anumite declarații la cald, care aruncă cu noroi asupra noastră, că mă limitez numai la clubul nostru. Am spus-o și atunci, o repet, nu știu dacă cineva își putea permite că atâta timp cât reprezintă prin asociere imaginea unui oraș important cum este Galațiu, cu toată conducerea orașului aflat în tribune să facă măgării. Deci tot ceea ce s-a întâmplat, repet, s-a întâmplat doar datorită mentalității precare pe care o prezintă fotbaliștii români la acest moment. Dunărea trebuie să o ia de la capăt în sezonul următor, dar lotul de jucători trebuie să sufere modificări esențiale.